Tudor L. Filimon este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți actori de la noi din țară. Acesta este cunoscut pentru rolul lui Nea Popa din serialul La Bloc. Actorul a făcut declarații la Antena Stars despre cele mai grele momente din cariera sa și cum l-a lovit pandemia. La 68 de ani acum, Tudor L. Filimon, Nea Popa, s-a retras din lumina reflectoarelor și în această perioadă recuperează timpul pierdut alături de familia sa, după ani de zile în care a pus cariera pe primul loc. Actorul a rememorat momentele grele din viața sa, drame pe care le-a înfruntat cu capul sus. Grea e viața de artist. Noaptea vesel, ziua trist. Mulți artiști se regăsesc în această vorbă celebră. Spre deosebire de fanilor, actorii sau cântăreții sunt nevoiți să depășească mult mai rapid momentele triste din viață și nu puțin sunt artiștii care au susținut concerte în ziua înmormântării unui om drag. Sau au trebuit să facă glume în timp ce sufletul le plângea. Este și cazul lui Tudor L. Filimon. Actorul a povestit recent că a trebuit să susțină un spectacol de comedie la o zi după moartea mamei sale. Prima a fost incredibil de greu, dar imposibil să-și dezamăgească fanii. Mama mea a murit joi, iar eu aveam spectacol vineri, sâmbătă și duminică. Sâmbătă mormântam și am amânat spectacolul. Am putut să le amân pe cele de sâmbătă și duminică, însă pe cel de vineri nu. M-am dus dimineața să rezolv problemele la cimitir și după m-am dus să joc comedie. Fiecare avem greutăți, a declarat Tudor L. Filimon la Antena Stars. Tudor L. Filimon a mai declarat că celebrul serial La Bloc i-a schimbat complet viața, asta deoarece nu pășise niciodată în lumina reflectoarelor. Actorul a mărturisit că izbucnește în lacrimi atunci când se vede pe micul ecran, jucând alături de prietenii săi care nu mai sunt în viață. Actorul a bucurat o țară întreagă prin piesele sale de teatru. Tudor L. Filimon a mărturisit că, deși avea anumite greutăți, încerca să nu le arate pe scenă și să-și bucure publicul cu starea sa de bine.